Bună seara! Bună seara, doamnelor și domnilor, cei care sunteți prezenți aici ca spectatori, telespectatorii noștri și toți cei care ne privesc online pe paginile organizatorilor. Vă spun bun venit în cea de-a treia seară a Festivalului Național de Folclor Ioan Macrea. Iată, am ajuns cumva la ultima întâlnire a ediției cu numărul 24. Deja ne gândim la ediția cu numărul 25. Vă rog să-mi permiteți să vă reamintesc și în această seară faptul că acest proiect cultural este organizat de Consiliul Județean Sibiu, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cindrelul Junii Sibiu. Acțiunea este cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu. Le mulțumim foarte mult prin aplauzele dumneavoastră pentru sprijinul acordat. De asemenea, mulțumiri partenerilor Cricova, Scandia Food și sponsorului RomGaz. Mulțumiri pentru găzduire Centrului Cultural Ion Besoiu. Continuăm, iată, și în a treia seară călătoria noastră de poveste prin toate zonele etnografice ale țării, alături de ansambluri de renume din România. În această seară ne oprim în Ardeal pentru prima oprire, să spunem. În 1956 lua ființa ansamblul pe care vi-l prezint în clipele următoare. Vorbim de ansamblul Mureșul. Un ansamblu care de-a lungul acestor ani, vorbim de peste 6 decenii de activitate, și-a consolidat un repertoriu divers, ilustrativ pentru specificul culturii române, dar și al creației populare specifice etniilor conlocuitoare. Membrii ansamblului Mureșul nu puteau lipsi așadar de la festivalul nostru, pentru că, trebuie să vă spun, ani de-a rândul au legat o prietenie specială cu junii Sibiului. Sub semnul acestei prietenii, artiștii ansamblului ne vor dărui astăzi cârmpeie din bogăția culturii tradiționale. Și anume, jocuri din cipăieni, o suită de jocuri feciorești, care va cuprinde fecioresc, bărbunc, jocul femeilor din Crihalma, ponturi și jocuri de pe Târnava Mare. Le vor sta alături Dorina Grad, Dorina Oprea, Maria Neag, Maria Sântean Faghiura și Leontina Pop. Aranjamentul orchestral este semnat de dirijorul Zoli Bambon. Le spun bun venit la Sibiu, alături de echipa sa de instrumentiști. Bună seara și bine ați venit! Coreografia este semnată de Florin Cerghedi, director adjunct Teodor Țogorean, director Barabași Atila Ceaba. Doamnelor și domnilor, ansamblul Mureșul. Să-i primim așa cum se cuvine aici, la Sibiu. Succes! Thank you.
și la munte, la 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 la, și mă duce doruri multe, la 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 la, și pe vârful dealului, la 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 la, și la stâna badelui, la 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 la, că-i plecat ca-s primăvară, la 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 la, cu oile în munte iară, la 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 la. Ai, bate munte cu cișorul, eu acasă îi duc dorul. Sus pe creasta munții, facem așa o păsărea, la 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 la, să zbor până la badea, la 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 la, să stau ziua pe o crenguță, la 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 la, la badea lângă strânguță, la 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 la, iar seara pe lângă foc, la 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 la, cu bădița în coșoc, la 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 la. Hai să facem ca și jânghiță și să și oarnă-i păciță, maica mai na na na. Șuda e la veșina mai, oamenii așa pe maica mai na na na. Că m-a făcut frumoșa mai, dumna pentru bădița mai na na na. Că m-a făcut frumoșa mai, dumna pentru bădița mai na na na. La 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 la, o scaldat maica între flori mai, să-și dragă la fișor, la 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 la. Mi-o pus în pat scânteiuță, să le șulată zdrăguță, la la la. Mama mai na na na, șuda e la veșina mai, că mi-e mândră na frama mai na na na. Că m-am globot înapoi mai, și lui este cât e dăma na na na. Că m-am globot înainte, și lui este scopul cu minte na na na. Este
te doi, mă, la, 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 la. Tot așa, că am umnii vremea mea, măi.
lumea-i jumătate noapte, dor și iară dor. Ca să-n păcate de morte, dor și iară dor. Lumea-i jumătate noapte, dor și iară dor. Ca să-n păcate de morte, dor și iară dor. Îi dea și lumea lumăză, îi nimeni n-ar păcătui. Lumea s-a schimbat în toate, la 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 la, dar dragoste nu se poate, la 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 la. Că dragostea îi pe veci și dor și iară dor, cu e viața îți petrești dor și iară dor. Dragostea așa-i pe veci și dor și iară dor, cu e viața îți petrești dor și iară dor. Păi lumea s-a schimbat, nu se poate. Hai numai, numai așa. Ușurică-i dragostea, la 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 la, ca frunzașă, ca iarba, la 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 la, ca panarie rândunea, dor și iară dor. Pentru cine o știi purta, dor și iară dor. Dar și nu crede în dragoste, dor și iară dor. Să n-aibă parte de e, dor și iară dor. Hai, numai, numai, numai așa. Hai, Ioane, hai, da. Ioane, inima mă doare, că n-ai mai venit la mine și mi-i gândut la tine. Poate vântul pe răzore, Ioane, inima mă doare, că n-ai mai venit la mine și mi-i gândut la tine. Nu știu de te-ai supărat, doar când îi lege-o mușcat, Ioane, Ioane, drag, de n-o gradă pe sufie, am găsit o pălărie, Ioane, Ioane, drag. Nu știu de te-ai supărat, doar când îi lege-o mușcat, Ioane, Ioane, drag, de n-o gradă pe sufie, am găsit o pălărie, Ioane, Ioane, drag. O pândidii după poartă, o ieșit să te oprească și de rău să mă vorbească. Ori veșina mea înaltă, de-o pândidii după poartă, o ieșit să te oprească și de rău să mă vorbească. Și-o miță că după tine vine altul fi la mine, Ioane, Ioane, drag. Dar tu știi, Ioane, bine, că mi-i gândut tot la tine, Ioane, Ioane, drag. Și-o miță că după tine vine altul fi la mine, Ioane, Ioane, drag. Dar tu știi, Ioane, bine, că mi-i gândut tot la tine, Ioane, Ioane, drag. Ai, nu așa. N-asculta minșunile, măi, că veșina melenuță dă drept să ție drăguță. Lasă, Ioane, vorbile, n-asculta minșunile, măi, că veșina melenuță
te vrea să-ți fie drăguță. Dar las și eu mai sta gândul, că de mult eu să retrându. Ioane, Ioane, drag, că eu n-am pe altul lume și nu te-o lăsa la nimeni. Ioane, Ioane, drag, că și vorba să-și așa, e om și cu Maria. Ioane, Ioane, drag, hai Ioane la Maria, că la mință pălăria. Ioane, Ioane, drag, hai că și vorba să-și așa, Ioane și cu Maria.
turchiule, rude munte, la 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 solo vostro glanjarie, la 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 vin cu mare veselie, la 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 la. Voi în poiana cea cu dor, la 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 la. Unde târgu fetilor, la 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 la. Voi vin la ten să târguiască, la 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 la. Vadă faină să pensească, la 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 la. Ai și dă puiul târgului, voi la aleasă draga lui. Ai și pe acest pământ satul Valea însemnicât, hop, hop, și-așa, și-așa.
ansamblul Mureșul. Dansatori, soliști vocali, artiști instrumentiști, în formulă completă la Sibiu, Festivalul Național de Folclor Ioan Macrea. Domnule director, vă rog frumos să veniți aici în mijlocul nostru. Bună seara! Mulțumim bună pentru seara. Acest spectacol. Bună. Și invit o pereche din partea gazdelor, ansamblul Cintrelul Junii Sibiului, să vă ofere o diplomă de participare la ediția 24-a acestui festival. Și pentru... tot pentru dumneavoastră, un dar din partea sponsorilor noștri, Cricova. Asta e pentru domni, așa. Mulțumim! Bună seara, oameni buni! Vă mulțumim din toată inima. Ne-ați primit cu atâta căldură. Venim cu atâta drag la Sibiu în fiecare an. Mulțumim, doamnei manager Silvia Macrea și dumneavoastră, oameni buni. Sărbători cu pace să avem și Doamne ajută! Doamne ajută așa să fie, mulțumim, ansamblul Mureșul! Așa un public ca la Sibiu, mai rar. Mulțumim foarte mult! O bucurie pentru toți artiștii care vin aici în fața dumneavoastră. Vă las acum să urmăriți un film, timp în care noi vom schimba protagoniștii între ei. Mulțumim foarte mult! Se așează mai greu ecranul ăsta. Mulțumim! A început de mult, undeva, pe o prispă de la țară, la gura râului, când micul Ioan a învățat de la bătrânii satului jocurile feciorești și a prins drag de învârtitele, jienele și hațeganele ce se jucau în vremea aceea la horele din sărbători. Mai târziu, prin anul 1944, maestrul coregraf Ioan Macrea, împătimit al folclorului, strângea în jurul său câțiva tineri pasionați de frumosul artistic, punând bazele primei echipe de dansuri populare românești. După câțiva ani, formația a devenit mixtă, iar Ioan Macrea a botezat-o Junii Sibiului, cu gândul la junii din gura râului, nebănuind cu siguranță în acel moment îndelungata carieră internațională pe care urma să o aibă ansamblul nou creat.
Numele sugestiv al ansamblului, Junii Sibiului, amintește de un obicei de iarnă practicat pe tot cuprinsul țării, însă cu o vigoare deosebită în zona Sibiului, obicei centrat pe organizarea tineretului din comunitatea sătească. Ioan Macrea devine conștient de rolul deosebit pe care îl are desenul în cadrul mișcării scenice. Descoperă, de asemenea, minunile pe care le poate face punctualitatea, buna condiție fizică și disciplina, coordonate care definesc stilul Macrea. Nivelul artistic al echipei marchează momente de vârf, evoluția în fața a mii de spectatori, confirmând pe deplin valoarea ansamblului folcloric sibian. Prima generație a junilor, cei pe care cu mândrie îi numim astăzi veteranii Junii Sibiului, încă fascinează publicul prin reprezentații pline de originalitate. La 17 iunie 1999, inima lui Ioan Macrea, baciul coregrafilor din România, a încetat să mai bată. Odată cu Ioan Macrea pleca o întreagă lume, un mod aparte de gândire și simțire românească, pentru care a trăi înseamnă a-ți duce un gând până la capăt. Și el și-a dus gândul până la capăt, l-a împlinit indiferent de adversitățile care i s-au așezat de-a curmezișul vieții. Acela de a face din Junii Sibiului cel mai respectat și invidiat ansamblu de cântece și dansuri populare din arealul carpatin. În amintirea sa, începând din toamna anului 1999, Silvia Macrea, fiica marelui artist, împreună cu ansamblul folcloric Cindrelul Junii Sibiului și cu veteranii, organizează an de an Memorialul Ioan Macrea, devenit din 2009 Festivalul Național de Folclor Ioan Macrea, singura manifestare ce reunește ansamblurile profesioniste din România. Junii Sibiului nu sunt doar cea mai veche formație de dansuri populare din România și una dintre cele mai vechi din Europa, ci și unul dintre cele mai iubite ansambluri folclorice, fără dăruirea celor peste 3600 de dansatori care au evoluat în această adevărată școală de coreografie tradițională, fără sprijinul autorităților și fără prețuirea cu care publicul i-a înconjurat mereu. Dar nimic n-ar fi fost posibil dacă n-ar fi existat Ioan Macrea și dorința sa nestrămutată de a păstra și promova aceste elemente definitorii ale culturii noastre naționale. Dacă n-ar fi existat acea scânteie care să răscolească sufletul acestui inimos și veritabil artist de la gura râului. Și tocmai de aceea, în semn de omagiu, respect și recunoștință pentru strădanile maestrului coregraf în slujba folclorului, fiica sa, Silvia Macrea, împreună cu membrii mai vechi și mai noi ai ansamblului Cindrelul Junii Sibiului, susținut de toți sibienii, îi aduc an de an omagiu bine meritat prin acest festival care îi poartă numele.
Spunem bun venit unui alt ansamblu care a răspuns cu mare plăcere invitației organizatorilor de a fi aici la ediția 24-a Festivalului Ioan Macrea. Este vorba de ansamblul Doina Gorjului. Bun venit, dragii noștri, la Sibiu! Sunt aici din respect pentru moștenirea lăsată de Ioan Macrea și din respect de asemenea pentru întreaga activitate desfășurată de Silvia Macrea alături de familia Junilor. Vorbim de o prietenie veche între cel care este managerul ansamblului Doina Gorjului, domnul Gheorghe Porumbel, și regretatul Ioan Macrea. Această prietenie fiind foarte, foarte importantă în legătură cu prezența domniilor lor aici. În fiecare an este o emoție specială și în fiecare an, în culise, se dea până amintiri atunci când Silvia se întâlnește cu întreaga echipă a Doinei Gorjului. Pentru această seară, prietenii noștri au pregătit un program special, o petrecere gorjenească. Cântecele vor fi interpretate de Victorița Lăcătușu, Claudia Torop, Ileana Lăceanu, Alexandra Bleaje. Dansuri foarte multe, sârbă gorjenească, un joc ciobănesc, joc de gorj și căluș. Gazdele care vor primi toate cele pe care vi le-am amintit sunt Gheorghiță și Mărița. Îl veți recunoaște pe Gheorghe Porumbel, managerul ansamblului Doina Gorjului, și Georgiana Bărsac. De asemenea, vă rog să-mi permiteți să spun bun venit celui care conduce orchestra ansamblului Doina Gorjului, Florin Chirițoiu. Bună seara! Vechi colaborator al Junilor Sibiului, astă seară în calitate de dirijor aici la Festivalul Ioan Macrea. Coregraf Valeriu Saraolu, director artistic Claudia Torop. Scenariul și regia spectacolului sunt semnate de Gheorghe Porumbel, Valeriu Saraolu și Florian Chirițoiu. Doamnelor și domnilor, în scenă, Doina Gorjului! Succes! Ia vezi, Mărițu! Bă, Gheorghiță, bă! Ia vezi, mă, care n-are somn, îmi ies de noapte. Bă, cine veni? A, nu e unul. Se pare că sunt mai mulți. Și cred că sunt veniți de peste munți, că unii sunt îmbrăcați. Mai așa, ca pe la noi. Dar cei mai mulți sunt îmbrăcați oltenește. Au și lăutari cu ei? Petrecerea e asigurată? Și ce să fac, să le deschid la ora asta? Deschide-le, că nu o să-i țin eu acolo. Stați așa, bă, fraților.
Păi ce-i cu voi la ceasul ăsta de miez de noapte? Păi, ce să fie? Ne-a dat de veste Silvia lui Iona, lui Maclea, că e mare sărbătoare aici, la Han. Și să venim și noi. Păi cine sunteți voi? Doina Gorjului! De-aia sunteți cu straiele astea frumoase așa. Păi, și ca la noval și ca mai la vale, mai la șez, păi da? Păi dacă suntem din tot Gorjul, din munte până la Țânțăreni și din Olteț până la Motru. Păi da, așa este! Păi bine, bine, dar festivalul mâine, voi ce o să faceți până dimineață? Ei, adă tu o vadă de vin și ți arătăm noi ce putem. Ei! Ia vezi, Mărițu, ce mă e prin beci? Acum mă duc. Zii, mă! De Cricova, de Cricova, așa-i? De Cricova, e numai bun. Păi acum da, deschis să-i după voi. Eu l-am văzut după cum păi e îngăleată. Păi, ce special, să-mi spuneți cum e. Haide, e foarte bun, așa-i? Bun-i vinul, că-i de viță. Dar ce ziceți de crâșmăriță? Bă, fraților, bă, copii, mă, păi acum vreți să-mi luați muierea? Nu. Păi abia am adus-o, măi, tot de dincolo, de la voi, de acolo, din Oltenia. L-am adus-o la Sibiu și n-am mai plecat de aici. Voi nu vedeți cum e acum, toți ăștia cu bani și cu funcții schimbă la muieri și ia câte una de asta tinerică. Da, da. Păi da. Zămăi la e încă un cânte de-o cămeșe cu altiță și de un dracu ochii vineți de-o măriță creșmăriță. Cum ai umblut târgurile, băuturai acrăvere, da-ți-e harnică nevasta
verișorul meu din sat, mă, la 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 la. Și-a seară te-am așteptat, mă, la 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 la. Verișorul meu din sat, mă, la 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 la. Și-a seară te-am așteptat, mă, la 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 la. Cu cină și cu lumină, la 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 la. Și cu dor de la inimă, la 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 la. Cu cină și cu lumină, la 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 la. Și cu dor de la inimă, la 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 la. Nu știu bade-o cum să dorul, la 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 la. Ce izvorul, la 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 la. Nu știu bade-o cum să dorul, la 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 la. De nu pot să ce izvorul, la 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 la. Căgilor tu dacă revi, la 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 la. L-ai trecit și ai venit, la 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 la. Căgilor tu dacă revi, la 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 la. L-ai trecit și ai venit, la 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 la. Ui, ha, la, la, ha, la, ha, 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 ha. De-ar fi badea unde-i luna, la 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 la. L-aș vedea în
peste munți. Sunteți atât de frumoși și aici la Hans a încins o petrecere de pomină. Părințu, lasă vorba lungă, cântă-ne și tu ceva. Să zic și eu mai ceva? Mă dusei să trec la
chină mai rău te chinuiești, că mai rău te chinuiești. Și nu-i ca mine om bun să stea cu mâna la sân, merele să le păzească, pe tine să te iubească. Și nu-i ca mine om bun să stea cu mâna la sân, merele să le păzească, pe tine să te iubească. Zi, zi. Fă-ți mândră că rare încoace, că ești cea de rână minte, și-l faci din două cuvinte, îl trimiți la târgu Iala și vii la mine de seara. Să n-ai frică și nici teamă, nici la vorbe să-i seamă, că nu-i păcat să iubești, e păcat ca să tânjești. Că mai rău te chinuiești, că mai rău te chinuiești. Și nu e ca mine om bun să stea cu mâna la sân, merele să le păzească, pe tine să te iubească. Și nu e ca mine om bun să stea cu mâna la sân, merele să le păzească, pe tine să te iubească. Frumos, bă, frumos, bă, copii, n-am ce zice, frumos, dar știți ce? Parcă tot una de aia de-a noastră, ciobănească, dacă ați mai face... Să nu facem! Ia să vă văd! Thank you.
fost de-al vol, ce să mai... Ce să mai zic? Gheorghiță, la 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 la, nu m-a sprins de ciobăniță, la 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 la. Dar și dacă mă prindeați, la 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 la, nici o brânză nu făceați, la 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 la. Nu fac socoată la voi, ei na, că mi-e drag de am. De-ar fi să te iau băciță, n-ai mai plecat din Sibiu. Dacă vrei, pot să și scriu? Ei, da! Măi, ciobane din Poiana, vrei să o iubești pe Ileana? Că Ileana e cam voinică și ursului îi e frică. Oh,
frumos, frumos, n-am ce zice, dar bă, voi gorjenii, fără o hăulită, n-aveți parcă niciun dichis, așa, sunteți ca mâncarea aia nesărată. Hai să iartă și ia, ia să vă, ia. Și toate apele și să-și vadă fetele, cum le sar cadințele și își bat obicile. Auă, auă, au, auă, 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 au, auă, auă. De mijloc și împârtește-o cu foc. Ei, salută oltețul, paletru păitul de picioare, să-și întoarne apele și să-și vadă fetele. Să-și întoarne apele și să-și vadă fetele, cum le sar caprințele și își vadă opincile. Aua, 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 aua. Stânga unu, dreapta doi, și-ai să ții pasul cu noi. Hei, om striga și-om hăulii să se audă până și când om hăulii odată să ne audă lumea toată. Când om hăulii odată să ne audă lumea toată, că eu cânt cu bucurie, viața cu drag să ne fie. Aua, 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 aua. Bă, fraților mei, bă, fraților, bă, ăsta e tot de-al vostru. E de-al nostru, să vedeți ce știe. Eu mă gândesc că e pierdut din căluș. Numai să vedeți ce știe. Ia, ia să-l vedeți. Zice așa! We'll be right back.
Ansamblul Doina Gorjului. Gheorghiță și Marița. Apoi, fraților, să știți, cine a zis că nu-i român precum olteanu și cu oltean precum gorjeanu, n-a greșit. Așa e. Mulțumim. Gheorghe Porumbel, managerul ansamblului Doina Gorjului, vă rog să-mi permiteți să invit aici din partea gazdelor. Și pentru domnul Porumbel avem o diplomă de participare pentru ansamblul Doina Gorjului. Vă înmânăm cu toată dragostea din partea prietenilor dumneavoastră, Junii Sibiului. Vă rog. Este diploma dumneavoastră. Așa. Și un dar din partea sponsorilor noștri de la Cricova. Acum, dacă ați cântat, ați jucat, ne-ați invitat la petrecere, vă dăm și noi un vin. Asta e din de Cricova, da? Da, 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 sigur. Rămâne sigur la mine. Așa, e foarte bine, domnule director. Vă rog. Vă mulțumim din tot sufletul. E o mare bucurie pentru noi de fiecare dată când venim aici la Sibiu. Deopotrivă ne bucură întâlnirea cu artiștii sibieni, dar și cu dumneavoastră, dați spectatori, care sunteți minunați întotdeauna. Vă mulțumim! Și fiindcă nu se putea să venim și noi cu mâna goală, am adus o diplomă de merit pentru ansamblul artistii profesioniști Cindrelul Junii Sibiului și pentru doamna doctor Silvia Macrea, managerul ansamblului. Nu de alta, dar nu se poate, nu încape în niciun fel de îndoială vis-a-vis de excelența dumnealor în valorificarea folclorului și în arta spectacolelor. Să știți că alături de mine, sau de fapt înainte de a fi semnată de mine și de directorul artistic Claudia Torup, această diplomă este semnată personal de președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Mihai Cosmin Popescu. Mulțumim foarte mult, o spun în numele Junilor Sibiului, în numele Silviei Macrea. Mulțumim, doamnelor și domnilor, au fost Doina Gorjului. Mulțumim frumos, Iuliana. Mulțumim, mulțumim doamne foarte ajută, mult și vă mai așteptăm la Sibiu. Mulțumim, Doamne ajută, Doamne ajută. Iar pe dumneavoastră vă las să urmăriți un alt film de prezentare și noi ne pregătim pentru momentul următor.
Hațegană, hai mai gusane și tu, tată, hai. Deci, mergem în față, în spate și ne învârtim. Stop! Calitatea de coregraf nu este deloc una simplă. Deși la prima vedere activitatea dansatorilor ar părea că se rezumă la câteva lucruri, este vorba de mult mai mult decât atât. 2 și... Încă o dată! 3, schimbă! Fugi! Striga acum! Am așteptat câteva minute ca să vă trageți sufletul, să zic așa, să vă ștergeți transpirația și să mă credeți, nu credeam și nu credeam că e nevoie de așa de multă muncă pentru ce aplaudăm noi pe scenă. Pentru arta asta noastră, dansul popular, multă mai ales pentru folclorul nostru, se muncește foarte mult, mai ales cu amatorii care muncesc 8 ore în producție și după orele de program se prezintă la sala respectivă, să înveță pașii, costumul și să asamblăm un dans din una din zonele noastre folclorice care sunt foarte bogate. Echipa de dansuri, auzi-mi, de câți ani? Echipa înființată din 1944. După ce terminăm un lucru, vin și muncesc fără niciun leu, muncă obștească, numai de dragul folclorul românesc, de dragul ei, de dragul șerparului și a pălării și a datinii românești. Vin că îmi place artă. Am muncit împreună cu familia, soție și fetiță și familia întreagă, frați, toți care ne-am ridicat, am plecat de acasă, am venit aici și am continuat dansul. Avem chiar unele dansuri care le avem în repertoriu, chiar din comuna de unde am plecat, din comuna Gura Râului, de lângă Sibiu, de la 18 km. Este vorba de atitudine, de exprimarea unor stări de spirit transpuse în jocul popular. Pentru dobândirea perfecțiunii sunt necesare zeci, poate sute de ore de muncă asiduă, atât din partea dansatorilor, cât mai ales a coregrafului. Regretatul maestru coregraf Ioan Macrea are astăzi un demn urmaș ce-i poartă numele cu mândrie și cu cinste. Fica acestuia, Silvia Macrea, manager al ansamblului și totodată director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cindrelul Junii Sibiu, a reușit să dea pe deplin măsura profesionalismului său în numeroasele evenimente pe care le-a realizat împreună cu Junii Sibiului. 1, 2, 3, 4 piruiete și piruiete stau. Hai, 2. La mai e saltă loc. 2. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ori. Hai, băieți.
Ușurel, măi, ficioraș, măi, la 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 la. Nu săriți ca-n făgăraș, măi, la 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 la. Și jucați toată junimia, la 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 la. Cum o joacă măginimia, la 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 la. Ăsta-i jocul junilor, măi, la 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 la. Fala sibienilor, măi, la 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 la. Doamnelor și domnilor, ne-am întors acasă la Sibiu, iată alături de ansamblul Cindrelu Junii Sibiului, ăsta-i jocul junilor, deschiderea celei de-a doua părți a acestei serii. În clipele următoare ne vom întâlni cu generații de dansatori, cei pe care îi știți foarte bine, dar iată că de această dată îi vom revedea la rampă împreună. Vorbim de ansamblul profesionist Cindrelu Junii Sibiului, vorbim de veteranii junilor Sibiului și de ceata junilor, pepiniera acestui ansamblu. Așadar, aș spune o întâlnire specială, așa cum merită un final de festival aici la Sibiu, la Festivalul Național de Folclor Ioan Macrea. Pentru început, așadar, ne vom opri alături de ansamblul Cindrelu Junii Sibiului în mărginime. Pentru a împlini acest tablou, le vor fi alături Robert Târnăveanu, Alina Bâcă, taragotistul Adrian Neamțu. În aplauzele dumneavoastră spun bun venit dirijorului Gabriel Popescu și orchestrei ansamblului profesionist Cindrelu Junii Sibiului. Așadar, ne oprim în mărginime cu Junii Sibiului. Thank you.
și-o lăsat dorul la noi. La 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 la, ia va de dorul cu tine. La 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 la, nu-ți-l vizui pe mine. La 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 la, cam o-i vremea lucrului. La 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 la, noi fi doi că dorul lui. La 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 la. Ce inima scrumă, da, 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 da. Câte stele sunt pe cer, la, 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 toate până ziua pierd, la, 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 numai luna și una, la, 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 știe de patima mea, la, 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 la. Luce lună și tăsuie, da, 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 la, să vadă banea să fie, da, 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 și răsaia de cu seara, da, 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 la, să vină bădița iară, da, 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 da. Thank you.
da, și trecut de om frumos, mă, da, 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 da. Așa e rostul în lume, na, 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 la, 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 ciuban de măcinime, na, 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 na. Thank you.
Mulțumim! Am fost în mărginime alături de Junii Sibiului și soliștii lor. Coreografia Teodor Vasilescu, Silvia Macre, asistent coreograf Alessia Sas, conducerea muzicală Gabriel Popescu, manager Silvia Macre. Le mulțumim tare mult pentru acest tablou frumos. Și vă spuneam că astă seară ne întâlnim rând pe rând cu cei... Aș fi vrut să vă mai rețin un pic aici, lângă mine, n-aș fi vrut să plecați așa imediat, pentru că voiam să vă împărtășesc dumneavoastră, spectatorilor și celor care ne urmăresc, că ideea că în cadrul junilor, am spus de atâtea ori acest lucru, se întâmplă să se întemeieze familii, se transferă ideea de dans de la o generație la alta și această pasiune are astfel continuitate. Avem o premieră în această seară și n-aș fi vrut să ratăm acest moment. Familia Dancu, vă rog frumos, unde-i fiica? Fiica lor, ei sunt dansatori vechi la Junii Sibiului, dansează astă seară pentru prima oară alături de Junii Sibiului. Felicitări! Mai, nu știți cum tremură! Uite ce de aplauze ai primit astă seară! Mulțumesc! Părinți mândri! Foarte, foarte mândri! Ce să mai, tata e topit, deja plânge și mă gândesc la bunicul, care nu mai este și care a fost dansator al Junilor Sibiului. Cred că se bucură foarte tare pentru această linie, dacă vreți, în rândul familiei voastre. Jocul, iată, are continuitate și rămâne nemuritor prin ei, generație după generație. Vă felicit și bravo, la mai mare, ți-ai făcut debutul astă seară. Succes! Nu puteam să-i las să plece așa fără să vă spun. Mă gândeam că am deschis ediția 24-a a Festivalului Național de Folclor Ioan Macra, vorbind despre familie. Și atâtea lucruri minunate, vedeți, se întâmplă în sânul acestor familii, în sânul marii familii artistice a Junilor Sibiului, totul pornind în 1944, în mintea, în sufletul și în dorința de a reuși să întemeieze o formație de dansuri a maestrului coreograf Ioan Macrea. Cu gândul la domnia sa, ne întâlnim în fiecare an, cu gândul la domnia sa, fiica acestuia, Silvia Macrea, ne aduce împreună. Și acest gând înseamnă, de fapt, foarte multă emoție. Cu fiecare joc, cu fiecare cântec, cu fiecare invitat pe care dumneavoastră îl primiți aici cu brațele deschise, inima celor care au organizat acest proiect se umple de bucurie. Singurul lucru care rămâne este sunetul aplauzelor dumneavoastră, pentru care și eu vă mulțumesc în numele lor. Și dacă aplauzele au însoțit cariera unor dansatori o viață întreagă, este pentru că pasiunea lor nu se termină niciodată. Vedeți dumneavoastră, trecem printr-o grămadă de etape de-a lungul vieții. Trăim tot felul de stări, dar există câte o constantă de la început și până la final și vă doresc și dumneavoastră să aveți parte de acest lucru. Fie că vorbim de copilărie, fie că vorbim de iubire, fie că vorbim de oamenii noștri dragi, fie că vorbim de o pasiune. Iată, aici vorbim despre pasiunea numită dans. Vieți ale unor oameni care s-au împletit cu jocul popular și indiferent cât de greu le-a fost sau ușor, dansul le-a adus bucurie și îi menține și astăzi în fața noastră. Mă bucur din toată inima să vă-i prezint în clipele următoare pe veteranii Junilor Sibiului și vă rog frumos să-i primim aici cu aplauze. Și alături de ei o gureancă, așa cum se spune aici la Sibiu, bună, bună, foarte apropiată și bună prietena Junilor Sibiului, Camelia Stoiță, bine ai venit! De la gura râului, iată, aici, la spectacolul nostru, alături de veteranii Junilor Sibiului. Bine ai venit și succes! Bine ne-am reîntâlnit, dragii noștri! La 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 la. Voiam
la 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 la. Că știu bine că e așa, măi, la 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 la. Grea boală îi dragostea, măi, ai la 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 la. Nu te lași ușor de ea, măi, la 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 la. Ui, și mașa. Yeah.
veteranii junilor Sibiului. Mulțumim foarte mult, sunteți minunați și la fel am să vă rog să poposiți un pic, să nu plecați, rămâneți o secundă doar. Violonistul Mihai Tarcea o are pe mama lui la veteranii junilor Sibiului, am vrut să subliniez încă o dată că sunt generații întregi în familii unde se joacă și pe sora Livia Tarcea, care tocmai a născut, nu poate fi astă seară alături de juni, este o dansatoare veche alături de ansamblul profesionist. Vă felicit pentru această minunată pasiune pe care o păstrați în familia dumneavoastră și să vină să fie sănătos cel mic. Doamne ajută, Doamne ajută! Mulțumim! Sora Silviei Macrea, nu mai zic, este aici, trebuia să fie și Silvia Macrea mama, dar îi transmitem toată sănătatea, tot gândul bun și să ne vedem la spectacolul următor aici, alături de voi. Mulțumim foarte mult! Aplauze încă o dată pentru veteranii junilor Sibiului! Și dacă vorbim de generații, iată, de dansatori în această seară, doamnelor și domnilor, vă reamintesc faptul că în 1991, regretatul Ioan Macrea înființa ansamblul Ceata Junilor. Și-a dorit și-a încurajat întotdeauna tinerii să joace, să poarte hainele românești și să o facă cu mândrie. Ei bine, iată, Ceata Junilor are un pui. Ceata Junilor, junior, cum le spunem noi, deci cei care sunt foarte, foarte mici intră acum în scenă în fața dumneavoastră, alături de un artist care v-a cucerit inima încă de la debut. Doamnelor și domnilor, Sebastian Emanuel Stan, alături de Ceata Junilor, junior. Dorește cum joc eu, măi, la da 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 da. Se joacă în satul meu, măi, la da 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 da. Ficiorește cum joc eu, măi, la da 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 da. Se joacă în satul meu, măi, la da 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 da. Și în sate sibiene, la da 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 da. Și cele făgărășene, la da 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 da. La da 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 da. Știe ficiorește bine, la da 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 da. Cine-i arde lean ca mine, la da 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 da. Știe ficiorește bine, la da 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 da. Bate cisma la căpută, la la da 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 da. Păi cum se cere greu luncă, la da 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 da. Că le bat dorurile, la da 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 da. Știu prin munți cărările, la da 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 da. Că le bat dorurile, la da 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 da. Și izvorul de pe vale, la da 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 da. Unde-mi iese mândra-n cale, la da 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 da. Atinge vârful norul, la da 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 da. Să ne spunem mândrotorul, la da 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 da. Unde atinge
începem jocul. Că ești fată sibiană cu obraj ca focul, înaltă și subțuică cum îți șa de bine. Așa-s fetele la noi de prin mărginime. Bine-i stă la pom în floare și la om când joacă, în straie de sărbătoare după torogoată. Ține-te-mi în rog de mine când se învârte roata, să te vârt ca pe la noi, cum știu de la tata. Ușurel și apăsat, cum ne șoare bine, jopi mândru legăna, vino lângă mine. Bine-i stă la pom în floare și la om când joacă, în straie de sărbătoare după torogoată. Facem o roată mare ca prin mărginime. Fainii jocul pe la noi cum nu-l joacă nimeni. Se-nvârt fetele cu foc, jocul ca la stână. Oficiorii la un loc, drag și voie bună. Bine-i stă la pom în floare și la om când joacă, în straie de sărbătoare după torogoată. Iană cine joacă ajungă norocul, și te vrea să intre în ea lângă noi locul. Jocul-i mândru de jucat și la el te vie. Hai dați oameni buni cu toți, hai la veselie. Bine stă la pom în floare și la om când joacă, în straie de sărbătoare după torogoată. Mie-mi place a juca mândruțo cu tine, mândru joc de pe la noi de prin mărginime. Thank you.
Ceata junilor, junior, am fost, iată, în țara Făgărașului alături de ei cu aceste jocuri. Doamnelor și domnilor, am să-i păstrez aici lângă mine pentru că vorbim, iată, despre generații de dansatori în această seară, în această parte a spectacolului și aș vrea să știți că acest transfer de generații începe de la vârste foarte mici. Există la Sibiu școala Macrea. De acolo încep și învață primii pași. Apoi ajung, iată, la ceata junilor junior. Și vreau împreună cu dumneavoastră să mulțumim celor doi coregrafi care se ocupă de ei. Este vorba de Alessia și Ovidiu Sas. Felicitări! Cei care au semnat și coreografia acestui moment, manager Silvia Macrea. Felicitări, dragii noștri, și la mai mare, să ajungeți la ceata mare și apoi la juni. Și astfel, repet, jocul rămâne nemuritor. În clipele următoare, doamnelor și domnilor, vă spuneam, practic știm cu toții lucrul acesta de 24 de ediții, avem invitați de peste tot, din România. Dar nu numai, și din afara granițelor. În chip de prieteni ai junilor. Vorbim de relații care s-au închegat de-a lungul turneelor întreprinse de aceștia pe toate meridianele planetei și mai exact în America, în cadrul nenumăratelor călătorii pe care aceștia le-au întreprins acolo, au găsit și s-au legat de un om cu totul și cu totul special. În fiecare an, la festival, fie că e vorba de Ioan Macrea, fie că e vorba de Cântecele Munților, traversează oceanul și vine să vadă spectacolele realizate de Silvia Macrea. Este un efort extraordinar și de fiecare dată, trebuie să vă spun, vine neanunțată. Este o surpriză absolută pentru prietena ei, Silvia, și pentru juni. Astă seară, doamnelor și domnilor, vă dezvălui ceea ce nu cred că am spus, deși ne-am mai întâlnit cu domnia sa. Nu este cântăreață, face ceea ce veți urmări în clipele următoare din pură pasiune, de drag pentru juni și pentru tot ce înseamnă cultura tradițională română și în această seară am să o invit să vă cânte. A îmbrăcat costumul tradițional, vine așadar din America, unde a plecat cu foarte mulți ani în urmă și o invit în aplauzele dumneavoastră pe Viorica Țepeș. S-a născut în Viștea, Făgăraș și pentru că eram, iată, în Făgăraș, alături de ceata mică, bine ai venit la Sibiu, de fapt bine ai revenit. Bine v-am găsit, Iuliana, bună seara, bună seara tuturor. Spune-mi, în America le cânți americanilor? Mai avem festivale românești și participăm. Așa și mai merge, da, acolo. Și soțul meu a fost dansator la Tractorul la Brașov și mergem împreună cu grupul nostru de dansuri. Ce frumos! Deci, oricum, ca să zic așa, duceți și în America un pic din ceea ce înseamnă România. Ai emoții în seara asta? Sunt copleșită. Păi atunci un rând de aplauze pentru românca noastră revenită acasă. Mulțumesc. Succes! Mă, la, da, 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 da.
Mulțumesc! Mulțumim, româncuța noastră, extraordinar, că nu înțeleg de ce nu ești cântăreață. Aplauze, vă rog! Felicitări! Mulțumesc, Iulian! Felicitări și te mai așteptăm, da? Mulțumim, mulțumim foarte mult și pentru chat-a Junilor Junior. Succes, dragii noștri! În clipele următoare, doamnelor și domnilor, ne vom întâlni cu o artistă care vine de pe Valea Mureșului Superior, după 30 de ani de activitate, cu aceleași emoții în fața publicului spectator și telespectator. Este vorba de Maria Butilă și alături de ea, doamnelor și domnilor, Ceata Junilor, care ne vor duce printr-un joc pe Valea Hârtibaciului, în coreografia Silviei Macră. Așadar, Maria Butilă, bun venit la Sibiu! Bună seara! Bine v-am găsit! Mulțumesc, vă mulțumesc tuturor să aveți o seară frumoasă alături de noi. Ne străduim! Sunt deosebit de onorată să particip la acest minunat eveniment, marca Silvia Macrea. Să trăiască doamna Silvia Macrea, mulți ani sănătoși, frumoși,
împreună cu ansamblul Cindrelul Junii Sibiului și toată suflarea pe care dumneaei o păstorește, să-i zicem așa, pentru că merită. Și chiar discutam în spate cu doamna Veta Biriș, în spatele scenei, ce om minunat este Silvia Macrea și cum poate să țină în mână atâta suflare. Până și pe noi ne ține în mână, până și pe dumneavoastră. Silvia Macrea este unică, merită toate aplauzele noastre. Doamne ajută, mulțumesc, onorată și recunoștință. Mulțumesc. Thank you.
cu muzicanță cântând, cu muzicanță cântând, mai șai lai, lai. Mama mi-a fost șetiera, arcușul mi-a fost tata, arcușul mi-a fost tata, mai șai lai, lai. Am trăit cu strunile și-am împărțit vinile, da-am împărțit vinile, măi. Nici azi nu zic că mi-e rău, că mă bate Dumnezeu, dacă mă bate Dumnezeu, măi. Poate și de-a voi ști, în lume bine-a trăi, dar în lume bine-a trăi, măi. Baiui că mai duși în lut, rămân tăte pe pământ, dar rămân tăte pe pământ, măi. Din suflet vă mulțumesc, a fost un cântec ce a prins viață în acele momente în care a trebuit să amuțim toți. În perioada aceea pe care am depășit-o cu ajutorul lui Dumnezeu și ne rugăm să nu mai trecem niciodată prin așa ceva, însă iată că apar și lucruri frumoase într-o perioadă gri, aș zice. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat această inspirație și am putut să creez acest cântec pe care vi l-am dăruit cu toată dragostea și să-mi aduc aminte de tot ce a fost frumos, de prieteni din tinereță, de muzicanți și ospeță, de oamenii satului ce știu rândul jocului. Nu așa cum vă invit la joc? Nu? 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 Și nimeni! Mei, măi,
Din suflet. Aș îndrăzni să vă întreb dacă ați înțeles ceva din refrenul ăsta. Ați înțeles ceva din el? Îl știți cânta un pic? Îl repetați? Ha? Încep eu? No, no, no. Nicări nu poți trăi, mă. Nici în sat, nici pe deal. Ai, ai! No, 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 și nimeni. Nici în sat cu aminii, nici pe deal cu iepurii măi. Dumnezeu să vă ajute, să vă dea bine și sănătate și să ne întâlnim tot așa, voioși, frumoși, sănătoși. Doamne ajută, vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc! Oh, my God.
Ceata Junilor! Jocuri de pe Valea Hârtibaciului, coreografia Silvia Macrea. Mulțumim, mulțumim foarte mult! Mulți dintre ei sunt deja la Junii Sibiului și iată-i acum în echipa în care, știu, sigur, se simt foarte confortabil. Le mulțumim foarte mult! Încă un rând de aplauze pentru ei. Mulțumim! După cum știți, la festivalul Ioan Macrea vin în primul rând prieteni ai lui Ioan Macrea. O prietenie care a durat foarte mult timp și doi oameni, aș spune, care își spuneau chiar așa, frate și soră. Cam așa a fost relația dintre Ioan Macrea și cea pe care am să o invit acum în scenă. Doamnelor și domnilor, invitată specială la ediția din acest an a Festivalului Național de Folclor Ioan Macrea, Veta Biriș! Și alături de ea... Veteranii Junilor Sibiului, bine ați venit, bine ați venit!
codrule ce pătime. Astăzi de îngălbenești, măi, da, ține scodre frunza bine, să nu mai ca și mine. Ai, dar i-am pierdut ce-am avut dragă, mă. Și tu-ți pierzi frunza din fagă, măi. Dar eu mi-am pierdut tinerețea, și tu îți pierzi
mulțumesc tare mult! Mulțumesc din suflet! Veteranii junilor Sibiului.
Fantastici! Veteranii Junilor Sibiului! Minunați, minunați! Mă emoționează așa de tare când îi văd dansând, încât nu pot să nu fac acest lucru așa cum fac de fiecare dată când îi întâlnesc. Mă înclin și vă iubesc. Deopotrivă. Vă mulțumim pentru ceea ce însemnați, pentru exemplul de pasiune extraordinară pentru jocul tradițional românesc. Mulțumim din suflet! Doamnelor și domnilor, iată că am ajuns la finalul ediției a 24-a a Festivalului Național de Folclor Ioan Macrea. Vă rog să-mi permiteți ca prin aplauzele dumneavoastră să-i felicităm pe toți artiștii care au fost aici pe scenă, dansatori, peste 100 de perechi au fost aici, grație Silviei Macrea. Artiști invitați de aici, din toate zonele țării, ați văzut, au venit cu drag pentru întâlnirea cu dumneavoastră. Ansambluri dintre cele mai importante au fost și au onorat această ediție și vă rog să-mi permiteți să o invit alături de mine pe cea care este directorul festivalului, doamna Silvia Macrea. Și care nu vine singură. Bună seara! Bună seara! Hai să mergem mai aproape de public, da? Bună seara! Pentru că în aceste zile s-a vorbit foarte mult despre... În final de festival... Vai, și i-a spus și te iubesc, vă spun eu! Vă iubesc! Cât de frumos! Am vrut să fie alături de mine pe scenă și nepoții mei, strănepoții tatălui meu, Ioan Macrea. Dejan Ioan și Ana Victoria. Și sper, pentru că iubesc amândoi să îmbrace costumul popular românesc și eu sper ca ei să fie cei care duc mai departe tradiția familiei noastre. Și vreau să o invit alături de mine și pe sora mea, și să-i dăruiesc acest buchet de flori și să-i spun mulțumesc, pentru că ea este cu 11 ani mai mare ca mine și când era mică și părinții noștri plecau în turnee, ea a fost cea de-a doua mamă. Și îți mulțumesc, Ioana! Ați văzut-o pe Ioana într-unul dintre filmele difuzate în zilele festivalului, alături de Ioan Macrea, alături de Silvia Macrea, părinții lor. Silvia era în burtică atunci, în acele imagini. Mulțumim pentru exemplul pe care îl oferiți, ca familie și ca profesioniști. Și dacă tot avem aici doi copii, Dejan, ia vină tu lângă mine. Ce vrei tu să te faci când o să fii mare? Dansator. Serios, nu se poate! Și tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Medic veterinar. Ai că ea e mai de-a noastră, așa e. Ea iubește foarte mult căței. Am înțeles. Acum, dacă sunteți îmbrăcați, trebuie să vă spun și din culise, Dejan a jucat non-stop. Deci non-stop a venit acolo pe lângă mine și numai cu picioarele, numai bătea în cizmă. Domnul dirijor ne ajută, Gabi, te rugăm. Ușor, auzi, o hațegană. Hai să vedem. Și fiți atenți, da? Faceți frumos, vă uitați către public, da? Și cu zâmbet. Așa. Aplauze, desigur, pentru debutul absolut al strănepoților regătatului Ioan Macrea. Viitor dansatori la junii. Hai! Și...
este, domnule. Felicitări, Dejan, felicitări. Domnișoara noastră, ce frumos ai jucat. Dejan este șocat, uitați-vă un pic la ochii lui. Dejan, dragule, hai ca să destindem un pic. Vino încoace, arată-mi tu exact ce te-a învățat Silvia cu bătăile la cizmă. Hai, ce mi-arătai mie în culise? Poți să faci și pe scenă? Da, hai! Bravo, mă, Dejan, mă! Bravo, bravo! Spune mulțumesc! Mulțumesc! Așa! A venit în prima seară a festivalului și a zis: când e Țigănescu, când e Țigănescu? A plecat. Când e Țigănescu, când e Țigănescu? A tot venit până a venit momentul cu Țigănescu. Ți-a plăcut? Da? Și știi vreun pas de acolo din jocul? Și din acea seară, acasă, așa? Să vă spună bunica lui, numai Țigănescu dansează. Ne arăți și nouă? Ceva? Ponturi, știi? Hm? Nu, nu vrea, pasta nu vrea. Nu, no, stricăm, încă nu e pregătit, da? Orice profesionist iese la rampă atunci când știe. Aplauze pentru cei doi copii strănepoții lui Ioan Macrea. Mulțumim foarte mult, Silvia. Mulțumesc și eu. Și să realizăm finalul acestui festival împreună, te rog. Eu cred că prin spectacolele prezentate pe scena festivalului Ioan Macrea, ediția cu numărul 24, am reușit, de fapt, să creem o punte între artiștii prezenți în scenă și între dumneavoastră, publicul nostru drag. Și vă mulțumim din suflet pentru toate aplauzele dumneavoastră, vă mulțumesc din suflet pentru faptul că iubiți jocul și cântecul popular românesc și vreau să le mulțumesc din suflet și veteranilor alături de care am crescut în sala de repetiție, să le mulțumesc pentru ceea ce înseamnă astăzi pentru noi junii Sibiului. Și mi-aș fi dorit din suflet să încheiem această ediție cu cei mai vârstnici dansatori ai noștri, alături de cei mai tineri, ceata junilor juniori, pe care îi invit în scenă. Și să-i felicit și pe ei, din tot sufletul. Și sper ca peste 20 sau 30 de ani să fie tot dansatori ai noștri, ai junilor Sibiului. Le mulțumesc că fac parte din această familie și le mulțumesc din suflet colegilor mei de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cindrelu Junii Sibiu, care au muncit foarte mult în aceste zile. Mulțumesc Ovidiu Mărginean, inginerul nostru de sunet. Mulțumim, Ovi. Mulțumesc Iulianei Tudor. Și atâta pot să spun. Te iubesc, prietena mea dragă. Te iubesc de nu mai pot și vă iubesc. Mulțumesc doamna Elize, cea care acum este în car. Mulțumesc întregii echipe care ore întregi au muncit pentru ca acest spectacol să ajungă în casele tuturor românilor. Vă mulțumim, dragii noștri, și mulțumesc din suflet Consiliului Județean Sibiu, Primăriei Municipiului Sibiu, două instituții care au finanțat și această ediție a festivalului. Mulțumesc de asemenea sponsorilor noștri de la RomGaz și partenerilor noștri de la Cricova și Scandia Food. Cred că a fost o ediție frumoasă și sper să ne revedem sănătoși la ediția cu numărul 25. Sănătate să fie, Silvia, și putere de muncă pentru tine, pentru toată echipa, pentru acești artiști extraordinari. Mulțumiri tuturor încă o dată. Iar eu vă spun doar atât. Viața e întotdeauna mult mai frumoasă atunci când ne bucurăm împreună. Să dea Dumnezeu să ne întâlnim cât mai des în astfel de ocazii. Mulțumită acestor oameni, seara aceasta ne-a făcut mai buni, mai frumoși, mai îngăduitori și cu gândul la ediția 25, atunci când ne vom întâlni. Să fiți sănătoși, frumoși, să aveți zile senine. Eu sunt a dumneavoastră Iuliana Tudor, mă înclin și vă mulțumesc! Jocul tradițional încheie ediția aceasta!